Sănătatea este cel mai de preț lucru. Din păcate, devenim conștienți de aceasta numai în momentul în care nu o mai avem. Când alegem să ne reconectăm la un mod de viață sănătos, dictonul mens sana in corpore sano devine un program de viață. Nu este niciun secret că sportul este singura activitate care ne ajută să ne menținem în formă și sănătoși și fizic și psihic. Însă, din păcate, numărul persoanelor care practică exerciții fizice regulat este foarte mic. Mișcarea stimulează metabolismul, îmbunătățește stima de sine, reduce stresul și anxietatea și, împreună cu alimentație sănătoasă, devine cheia pentru un metabolism activ și o greutate corporală normală. Mișcarea este foarte importantă, după cum vedeți, și mai ales încă în disciplinele școlare, încă de mici copiii sunt întrutinați în această privință. În primul rând, lumea trebuie să înțeleagă că nu este doar un mod de a te relaxa. Aici pot să fim și probleme, oameni cu probleme de sănătate pentru a se remedia, bineînțeles cu ajutorul instructorilor. Noi punem la dispoziție tot felul de abonamente speciale, ne ocupăm personal de oameni și toată lumea care are nevoie. Menționăm că oferim tot felul de antrenamente și de grup sub în drumarea noastră. Programul sălei l-am prelungit, mai ales acum trecem și la opțiunile de vară. O să fie până la ora 10 seara. Ce veniți întâmplarea, de exemplu, aveți fitness? Ce anume aveți? Ce tip de mișcare? Deci noi avem fitness cu lucruri cu greutăți și la aparate. Mai avem toate antrenamentele de grup unde facem TRX, freestyle tonic, mai nou avem și yoga. Încercăm să aducem cât mai multe lucruri pentru a atrage lumea. Da. Bineînțeles, avem exerciții cardio, avem un instructor special care se ocupă de persoane în acest domeniu, chiar avem și un doctor nutriționist care ne ajută, lucrează foarte bine cu noi. Deci oricine poate să vină și o să fie totul. Prețurile sunt accesibile, ținem cont și noi că totuși este destul de greu pentru oricine ziua de azi, așa că facem să fie bine pentru oricine. Ne invită la mișcare și dumneavoastră de asemenea. Bineînțeles. În aer liber există vreo? Da, o să, în momentul în care trecem la programul de primăvară-vară, toate antrenamentele de grup se desfășoară afară pe teren. O să avem un DJ care va întreține și atmosfera, astfel încât să fie foarte frumos și plăcut. Inițiativa unor competiții, cross sau ceva, aveți? Bineînțeles. Chiar în luna iunie o să facem din nou un concurs la nivel național, structurat pe 3 zile. Pentru prima zi va fi doar pentru persoanele de aici care vor să fie în mișcare, a doua zi va fi pentru tot publicul din oraș care vrea să vadă, să distreze, să vadă cu ce se mănâncă, iar a treia zi va fi doar pentru cei din exterior, adică cum ar fi pentru cei profesioniști care chiar vor să facă asta.